Dacă vrei să-ți impresionezi prietenii cu cele mai tari și mai noi modele de echipamente pentru fotbal, vizitează airgoal.com. Ai cele mai bune prețuri și cea mai variată gamă de produse, iar dacă folosești codul MIDAS, ai 10% reducere. Linkul este în descriere. Salutare tuturor, numele meu este MIDAS. Cine e MIDAS? Și ne v-am găsit cu un nou filmuleț în care vom juca fotbal și vom face câteva exerciții, drill-uri, dacă vreți să spunem așa, cu o minge de basket. Kobe! Aruncare de NBA, hai! Voi încerca să fac câteva junglări cu mingea asta, să văd. Oricum e mult mai mare decât cea de fotbal. Mi se pare greu de controlat. E o diferență de, deja din punctul meu de vedere, o diferență uriașă între mărimi. Sau, mă rog, nu sunt obișnuit deloc cu mingea de basket. Nu sunt obișnuit să dau cu șutul mingea de basket, mai bine zis. Aici, aici! Oh my god, apare într-un vlog la Midas! Oh my god! Ah, nu trebuie să-l filmești pe Ionuț? Capătă! Absolut! Am vrut să dau cu interiorul, dar iar va fi mare, terenul denivelat. Și mingea la fel mare, mi s-a dus piciorul să-l ia. Mamă, ce stăt pe pietra aia mea. Nice! Hai, Messi, nu mai dăm tare. Bun! Putere? Efect zero. Tribuna. Intră. Cam asta este diferența între mingea de fotbal și mingea de basket. Are și altă textură, e pentru altă suprafață, e normal. Pe bune? Eu nu-ți acum asta în poarta asta, nu mult. De formă nu are nici mânuși și nici echipamentul necesar. Îți dau câteva șuturi și cu mingea de basket și cu mingea de fotbal. Să vedem, habar n-am, nu știu la ce să mă achez. Nu pășează asta!
Ai, cum să duc? Un lucru pe care l-am realizat de abia acum este faptul că tot echipamentul meu, bluza, pantaloni scurți, jambierele, apărătorile și ghetele sunt de pe ergol.com. Vă recomand și vouă să cumpărați de pe acest site, sunt produse foarte bune. Livrarea la comenzi de peste 199 de lei este gratuită, iar pentru comenzile sub acest preț costă doar 10 lei. Ajung produsele de 4-5 zile lucrătoare și chiar vă recomand site-ul. Dacă folosiți codul MIDAS, după cum ați văzut și în intro, aveți 10% reducere. Ai dat bară sau? Nu, aruncă-te-l cu mingea. Imediat-o. Bulangeule! Doare mingea. Doare piciorul de la atâta sutul mingea asta. E ca și cum aș sta într-o minge de aia veche. Dacă știți, care are un fel de bule așa. Mingi de aia care o cumpărea și se sparge ieri. Și având și ghete, că dacă ai avida și parcă, parcă nu se simte așa. Dar ghetele sunt mult, mult mai. Pentru această parte din filmuleț l-am alături de mine pe Ionuț. L-am luat mai mult cu forța. Avem aici un fel de teren. Am făcut două porți de centimetru aproximativ. Primul care ajunge la 3, punctul se punctează, ca să spun așa, dacă trece mingea prin poarta adversarului, bineînțeles, sau printre picioarele adversarului. Deci va fi oarecum și un pana challenge. Ionuț, hai să... Ce e bătaie? Nu. Dacă nu te bat acum, te bat după probă. V-am pupat. Nu uitați, dați un follow pe Insta. Ianco.ro. Oh! Ca să dau gol prin surpriză, da. Mai ales că aș sta și foarte mult în poartă. Hai! Asta pune? A, dar nu. A, nu, asta nu. Nu se pune asta. Ta! Faul! Gol! Nu! Nu, nu, asta a fost cum? E foarte greu cu mingea asta, e mult mai mare decât mingea de fotbal. Nici nu prea ai aderență la ea. O fost. O fost. Ha.
Craci gol. Craci gol. Craci gol. Nani? Nu cred că m-am găsit spațiul ăla. Craci gol. Craci gol. Sincer, dacă era vorba doar despre goluri, te băteam. Craci gol. Bra! Da? Da. Dar nu te uita, că doare. Incredibil. Era normal, de ce te-ai dorit? De ce te-ai dorit? Hai, dă-mi coace, te-ai ferit, nu-i bun. Da. Hai că te-ai ferit. Ia. Te-ai ferit. Da, îți credea spatele. Era peste mult. Nu. Chiar la spatele genunchiului. Ești fericit? Sunt foarte fericit. Ești fericit? Ia uite-o! It's only a game! Why you have to be mad? Bun, cam acesta a fost filmulețul. Concluzia este că mingea de basket ar trebui să rămână pentru basket. Mă doare piciorul foarte tare. Și bineînțeles, efectul la minge și toate celelalte chestii se par că mult mai ușoare, mult mai lejere cu mingea de fotbal, probabil și din cauza obișnuinței. Aceasta este mai dură, bineînțeles că știți cum e o minge de basket. Așadar, dacă vreți să vedeți, dacă vreți să vedeți alte filmulețe de genul acesta, când testezi celelalte mingi, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Eu am fost Mindas, până data viitoare, nu uitați să vă abonați, dați un like acestui video. Dați un like acestui video și să folosiți codul Mindas pentru 10% reducere pe ergol.com. Ne vedem data viitoare, pa! Mersi mult pentru vizionare, nu uita să dai un shoot butonului de like și să te abonezi dacă nu ai făcut asta până acum. Ai pe ecran un alt video super interesant pe care îți recomand să-l vizionezi. Nu uita că în descriere ai linkul pentru ergol.com, site-ul cu cele mai tare articole pentru fotbal. Folosește codul Mindas pentru 10% reducere.